luni la sediul Palatului Administrativ Suceava s-a desfășurat evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava în anul 2014. La eveniment au participat subprefectul județului, vicepreședintele Consiliului Județean Alexandru Rădulescu, reprezentanți ai instituțiilor din județ cu care inspectoratul colaborează și cadre ale unității. Nu a fost un an simplu, pe lângă activitatea noastră cotidiană, ați avut de gestionat o serie de evenimente. Să spunem, dacă vă pot exprima astfel, evenimente cu o conotație pozitivă, precum manifestări artistice, manifestări religioase, manifestări sportive, dar și o serie de evenimente cu o conotație negativă, proteste, demonstrații. Au fost și trei perioade de campanie electorală pe care, evenimente pe care dumneavoastră le puteți include în oricare din categoriile exprimate anterior. Cert este că toate aceste evenimente s-au finalizat fără niciun incident. Sau fără, cel puțin fără niciun incident major. Ceea ce demonstrează că l-ați gestionat extrem de eficient și cu un grad ridicat de profesionalism. Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei a fost prezent la Suceava generalul de brigadă Ovidiu Vasilică, prim adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române și șef al statului major. Am învățat să prevenim, pentru că misiunea de bază a oricărei instituții de aplicare a legii este de prevenire. Nu trebuie să mergem să stingem ceva după ce a luat foc, ci trebuie să prevenim, să nu ia foc. Și la adunările publice, cred că este foarte important să mergem pe această idee și să prevenim. Adunările publice, din punctul meu de vedere, sunt un segment foarte important din societatea românească și un element de democrație, iar numărul acestor adunări publice, modul în care se desfășoară, reflectă și sănătatea unei societăți, atât din punct de vedere democratic, dacă vreți, și din punctul de vedere al activității curente. Cu cât când sunt activități de protest, ele sunt pe linia normală a democrației, iar noi suntem acolo, urmăm acest puls al societății și suntem acolo să asigurăm atât libertatea de exprimare, care este un drept, o libertate constituțională, cât și protecția vieții, integrității corporale și a sănătății participanților. În cadrul activității de evaluare, inspectorul șef al IJJ Suceava, major Marian Mihai Lungu, a prezentat activitățile organizate, misiunile executate și rezultatele obținute în anul în curs, precum și aspecte privind neajunsurile și problemele cu care s-a confruntat inspectoratul. Inspectorul de jandarmi județean Suceava a planificat, organizat și executat în urmă de 10.813 misiuni, cu aproximativ 750 mai multe pasiuni în 2013. Principala misiune a inspectorului, asigurarea ordinii publice și restabilirea acesteia cu ocazia manifestelor de protest, cultural, artistice, religioase, sportive și avizelor oficiale, a avut un caracter preponderent preventiv și s-a desfășurat fără incidente la nivelul siguranței participanților și a cetățenilor. Astfel, un număr de 5.764 jandarmi au asigurat măsurile de ordine la 8, dar 683 de manifestări în spațiul public, aceștia punând accent pe aplicarea legii atât în litera ei, dar mai ales în spiritul acesteia. Inspectorul a asigurat măsurile de ordine publică la un număr de 99 manifestări de protest, desfășurate în principal în municipiul Suceava, cu 70% mai multe față de anul 2013, când s-au înregistrat un număr de 58 de astfel de acțiuni. Între acestea se evidențiază manifestările organizate de sindicate din Învățământ și Poșta Română, organizația sindicală ROMSER, acțiuni de protest ale unor organizații non-guvernamentale, protestul de pe șosea de centura municipiului Suceava și acțiunea de protest organizată în apropierea comisiei de către persoane nemulțumite cu demodificări legislative privind regimul micului trafic de